Având în vedere noile restricții impuse, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat acțiuni pentru a verifica normele legale. Acțiunile vizează respectarea măsurilor privind deplasările pe drumul public în intervalul orar 22 și 5 dimineața. De asemenea, polițiștii verifică dacă persoanele în cauză au asupra acestora documentele necesare privind deplasarea pe drumul public. Scopul polițiștilor nu este de a aplica sancțiuni, ci de a veghea asupra sănătății cetățenilor. A spus fata acolo? Nu. Pe partea subțire, de lui genul meu, așteptăm să calibreze aparatul, după care suflăm în continuu câteva secunde fără să ne oprim, da? La ore să-i face semn și lui următorul. Hai. Mai tare, mai tare. Mai. Hop. Hai împreună. Zero. Uitați permisul și imediat vă dau și buletin. Uitați. Care e motivul de pasul dumneavoastră? Mă duc acasă. De unde? De la București. Am lăsat cu... Auziți, mă scuzați că vă deranjez. E nevoie să mă filmez. Eu nu vreau să apar pe filmare, mă scuzați. Aveți declarație? Nu, n-avem. Mă duc acasă. Din Ion. Păi, nu vreau să fiți un alt, înțeleg că aveți niște probleme. Eu? Dar n-aveți declarație. De ce cauză nu aveți declarație? Poftim? De ce nu aveți declarație? Eu am legitimație, uitați, dacă dumneavoastră ați fi în interes de serviciu, ar trebui să aveți legitimație. Domnul Georgescu. Da, da. Ați consumat alcool? Nu, puteți să mă testați. Chiar vă rog. Deci, vreau dumneavoastră, nu știu cum. Faceți dumneavoastră buletinul. Asta de identitate. Și cum se bagă ăsta aici, așa? De partea cu fie în aparat, vă rog. Mai tare? Să spun să calibreze aparatul. Câte secunde trebuie să suflu? Câteva secunde, să suflați neîntrerupt. Ok. Da? Da, da. Să stingem verzele. Da, da. O să fiu sancționat pentru amendă, da? Am înțeles. 55, pentru că nu aveți motiv în temeia să... Cât este amenda? De la 500 de lei la 2000 de lei. Am înțeles. Și dumnealui și pasagerul? Poftim? Exact, exact. Și dumneavoastră ca și conducătorul auto și pasagerul din cauza. Am înțeles. Am și o întrebare, nu la ora 11 de zi? Nu, de asta s-a modificat de la 22. Da? Pare la știi. Am înțeles. Nu știam. Acum o să știți. Acum ne ducem acasă, știam că mai avem 3 minute să mergem acasă. Da. Bă, bun, era fără 3 minute, acum i-am zis, n-aș mergem repede acasă. Da. De unde să știi că nu am primit niciun... De unde să... Trebuie să vă și în fața mea, da? Nu, dar vă spuneam să vă zic, dacă n-a fost pod mare de la Răzvad, am primit deștiințare pe telefon dimineață. Nu, a fost o alertă. O alertă, da, păi și alertă, de ce nu ne-ai zis să pintrăm la zi? Când până să fie de tot, da? Mai. Este ok. Poftim un șocul, lăsați-l aruncați. O să așteptați 5 minute la mașină ca să puteți să încălzi. Ok, am înțeles.